Binecuvântat să fie Domnul! Să ne reamintim că în urmă cu o săptămână am vorbit despre lucrarea Duhului Sfânt într-o imagine generală. L-am văzut participant la creație, la răscumpărare, foarte activ în Vechiul Testament, în mod special în compunerea Scripturilor, în lucrările supranaturale de-a lungul anilor. Apoi am observat cum lucrarea Duhului culminează prin viața și activitatea Domnului Hristos și se continuă prin lucrarea din biserică, atât la nivel plenar, colectiv, cât și în plan individual. La acest ultim aspect ne vom opri în seara aceasta ca să vedem care sau cum este și se desfășoară lucrarea Duhului Sfânt în om, în fiecare individ. Evident, în condiția acceptării acestei lucrări, vom prezenta mai întâi lucrarea Duhului Sfânt în procesul nașterii din nou, pentru că este în mod cronologic, etapizat, necesar prima dintre lucrările Duhului Sfânt în viața individului. După cum Adam, cel dintâi, a apărut la viață de-abia atunci când a suflat Duhul peste el, cu atât mai mult omul nou, al doilea Adam, nu poate să ia ființă, să aibă viață, fără a veni Duhul peste el și a își face lucrarea. Scripturile prezintă o bază legală a operei Duhului Sfânt în nașterea din nou, pentru că Duhul Sfânt nu lucrează decât în corecte. El nu poate să iasă din afara legilor și regulilor lui Dumnezeu. Chiar dacă s-a luptat întotdeauna pentru om, Duhul Sfânt are condițiile lui de lucrare. Astfel, în noul legământ, i s-a deschis o ușă, o posibilitate de a prelua omul și a-l mântui. Iată ce a fost profețit în Vechiul Testament și vă citesc din cartea lui Ieremia, capitolul 31, unde apare păgăduința Domnului despre noul legământ. Citesc de la versetul 31, pagina 770. Iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor în ziua când am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Și iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea înăuntru lor, o voi scrie în inima lor. Această lucrare se realizează prin Duhul Sfânt. Și vom vedea cu citate potrivite. În urma realizării acestei lucrări și încheierea acestui nou legământ, Domnul a zis, eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. O făgăduință asemănătoare întâlnim în cartea profetului Ezechiel, la capitolul 11, citim de la versetul 19. Le voi da o altă inimă și voi pune un duh nou în voi. Voi lua din tripul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne, ca să urmeze poruncile mele, să păzească și să împlinească legile mele și ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor.
Observați că Dumnezeu n-a renunțat la pretențiile sale. Dar vom vedea la momentul potrivit că a adus alte condiții pentru ca legile sale să poată fi împlinite. N-a schimbat legile. Adică nu se putea schimba caracterul său, dorințele sale. Urma să schimbe legământul, cel vechi fiind anulat, și să schimbe posibilitățile omului de a-L asculta pe Dumnezeu, de a intra în voie și de a fi așa ca El. Mai citim tot din Ezechiel și din capitolul 36, unde este scris de la versetul 25. Aici avem originea a ceea ce noi facem și Duhul Sfânt realizează, mă refer noi, în sensul acceptării și a lucrării din biserică. Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți. Vă voi curăți de toate spurcăciunile și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou, voi scoate în trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Și acum spune în mod corect și direct. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Și urmarea împlinirii lor se rea făgăduința din Deuteronom, când le spunea, dacă veți asculta, veți trăi fericiți în țara aceasta și zilele voastre vor fi cât zile cerului deasupra pământului. Ei n-au putut să realizeze ca și națiune cele cerute, cum de altfel le-a spus Iosua. Dar Dumnezeu n-a renunțat la planul său și urma să-și aleagă un popor cu care să-și poată realiza planul și lucrările sale să fie împlinite. Iată rezultatul, versetul 28. Veți locui în țara pe care am dat-o părinților voștri, voi veți fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Aceasta este lucrarea nașterii din nou, inimă nouă. Voi scoate din voi ceva ce e rău, irecuperabil. Voi pune altceva bun. Pe baza a ceea ce voi introduce în voi, voi veți gândi altfel și veți putea să faceți ceea ce eu cer. Despre lucrarea aceasta a vorbit Domnul Iisus lui Nicodim în Ioan capitolul 3 și lui venea atât de greu să înțeleagă. De aceea Domnul îi spune, tu ești învățător lui Israel, dar n-ai citit despre asta. Că Dumnezeu are un plan, un legământ nou cu o lucrare nouă. Ioan capitolul 3, citeți de la versetul 3. Drept răspuns, Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim și-a exprimat nedumerirea și apoi Domnul îi spune de la versetul 5, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne, este carne, fie evreu, fie dintre neamuri, cum spune în roman, s-a dovedit că toți sunt păcătoși și netrebnici. Ce este născut din duh, este duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul. Dă aici Domnul un exemplu, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Așadar, nașterea din nou mai poate fi numită și naștere din Duh, că Duhul o face. Mai este numită și naștere din Dumnezeu, așa am citit aici. Pentru că este efectiv opera lui Dumnezeu, este inițiativa lui, este legământul lui. Un legământ ca și o lege în virtutea căreia se operează această lucrare. Iată cum descrie apostolul Pavel în 2 Corinteni capitolul 3, minunea aceasta a înnoirii. 2 Corinteni 3.
Citesc de la versetul 3. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu, după cum am citit din Ieremia și Ezechiel. Nu pe niște table de piatră, pentru că le-a promis că scoate din ei inima de piatră, adică acea inimă rea și necredincioasă, pe care scriai ca pe tablă și venea vântul și apa și o ștergea imediat, ci pe niște table care sunt inimi de carne, maleabile. Lucrarea aceasta, așadar, este opera Duhului Dumnezeului Celui Viu. Pentru a înțelege mai ușor, citem tot aici și de la versetul 14. Unde vorbește despre evrei. Dar ei au rămas greoi la minte, pentru că aici e problema. Aici e mintea în concept evreiesc biblic. Căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această măhramă rămâne neridicată, fiindcă această măhramă este dată la o parte în Hristos. Dar până astăzi, când se citește Moise, rămâne o măhramă peste inimile lor. Deci, pentru acei în viața cărora și în mintea cărora nu se făcuse înnoirea, nu se era scoasă inima de piatră, ei nu puteau înțelege. Rămânea totul ca în Vechiul Testament, o pierdea și n-aveau acces la Dumnezeu. Dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, măhrama este luat. Și omul vede, înțelege. Căci Domnul este Duhul. Și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Și adaug, înainte de a explica orice altceva, cele scrise în Tit, capitolul 3, de la versetul 4. După ce în versetele anterioare este descrisă starea de stricăciune a omului, lumesc, păcătos, condamnabil, Pavel scrie: dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru și dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Cum face Duhul Sfânt înnoirea aceasta? Ce se întâmplă de fapt în mintea omului? Dacă vă amintiți de data trecută, spuneam că grija fundamentală a Duhului Sfânt în Vechiul Testament a fost să scrie Scripturile. În Noul Testament, la nivel de individ, grija lui fundamentală este să ne facă să înțelegem Scripturile pe care El le-a dictat profeților să le scrie, El le explică predicatorilor să ne învețe și El ni le face de cunoscut și El le scrie în mintea noastră. Aceasta înseamnă că se ia măhrama. Înțelegem că Vechiul Testament ne-a fost doar o perioadă premergătoare de săvârșirii. Înțelegem ce a făcut El în Domnul Hristos, cât a fost omul de păcătoși, ce are Dumnezeu în plan și când pricepem, îl acceptăm pe Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Pentru că omul este o ființă spirituală și nu trebuie să le iei de mâini și să-i pui picioarele pe șenile sau pe capiolinii de cale ferată să meargă pe o anumită direcție. Omul trebuie condus doar la nivelul minții. Îi spui vino pe aici, fă așa, execută așa. Duhul Sfânt vine în mintea noastră și pe baza celor scrise în Scripturi ne informează despre Dumnezeu, despre planul de mântuire Domnul Hristos și ne motivează să-L ascultăm, ne dă pricepere. Aceasta e grija Lui, de fapt aceasta e nașterea din nou la nivelul minții. Gândim altfel și în urmă o să și facem altfel.
Dar până nu gândim altfel, cum să facem altfel? N-avem cum, numai dacă ne-ar robotiza sau am face așa, din inerție, sau că așa ne spune cineva. Asta ar însemna să fim născuți din voia vreunui om, dar noi trebuie să fim născuți din Dumnezeu, adică din Duhul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Deci Duhul Sfânt ne explică Scripturile, ne explică binele și ne motivează să-L înfăptuim. Iată ce frumos descrie Apostolul Petru în întâia sa epistolă la capitolul 1, opera aceasta, comparând-o cu o semănare. Știți că și Domnul folosea uneori pilde legate de sămânță. Omul este ca și un pământ. Omul păcătos nu dădea decât spin și pălămidă. Îi tăiai la suprafață, dădea rădăcina de desubt. Acum Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, arată pământul, cum a zis prin profetul Osea, și pune altă sămânță. Și va ieși ceea ce-i semănat. Iată ce scrie în 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 22. Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, e opera Lui. Ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții în toată inima. Fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în viață, adică lucrează pentru eternitate în mintea noastră. Căci orice făptură este ca iarba și toată slava ei ca floarea ierbii. Iarba se usucă și floarea cade jos. Oamenii sunt trecători, păcatul îi face să cadă sub incidența entropiei și a morții. Dar cuvântul Domnului rămâne în viac și acesta este cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. Cum rămâne în viac? Adică nouă ne-a fost vestit un cuvânt al veșniciei. Că Domnul Hristos a murit ca noi să avem viață veșnică și de îndată ce pricepem minunea aceasta, care nu poate pricepe lumea decât dacă Duhul Sfânt îi luminează, tot orizontul ni se schimbă. Noi nu mai suntem ca floarea ierbii, ca oamenii care astăzi sunt în slavă, diferite posturi în lumea aceasta, bogății, frumuseți, și ca mâine, poimâine, pensionare, moarte, trecere în istorie, în neant. Noi avem un alt viitor. Iată cum prezenta Apostolul Pavel într-o altă imagine lucrarea nașterii din nou în Efeseni, capitolul 5, văzând biserica drept o mireasă. Și dacă vă amintiți din Vechiul Testament, Dumnezeu a comparat Israelul cu o fată care crescuse până în adolescență, dar nu i-a fost nimănui milă de ea. Era aruncată pe câmp. Și a zis el, scrie în profetul Ezechiel, capitolul 16, mi-a fost milă de tine, te-am luat, te-am spălat, te-am îmbrăcat, te-am făcut regină. Deci din condiția de robie a evreilor, Dumnezeu i-a luat și a făcut din ei o țară liberă și prosperă. Era o imagine a noastră și ca indivizi și ca o întreagă comunitate. Noi eram ca o floare ce se vestejea repede. Ne-a luat Domnul și ne-a schimbat, făcând din noi un pom al vieții care trăiește veșnic. Făcând comparația cu femeia, iată cum Domnul ne schimbă și în privința aceasta sunt acele texte care ne spun să dezbrăcăm faptele cele rele, hainele murdare, de mizeria păcatului, să ne îmbrăcăm cu haine noi. Iată ce scrie aici în versetul 26. Citim și 25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica, s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, și sfântă și fără prihană. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Deci,
Dumnezeu lucrează mai întâi înnoindu-ne mintea, punând o sămânță bună în noi și apoi lucrează înnoindu-ne faptele. Și totul se petrece în timp ce Duhul Sfânt ne explică Scripturile, ne face să le pricepem și ne dăm seama ce plan are Dumnezeu cu noi, spus așa în ghilimele, ne convine, doar în avantajul nostru să ne mântuiască și să apucăm veșnicia, și noi acceptăm și spunem, Doamne, vrem să schimbăm condiția umană pieritoare cu o condiție veșnică. Nu mai suntem oamenii pentru lumea și viața aceasta, ci pentru viața viitoare. Suntem născuți din nou. Gândim altfel și vom acționa altfel. Așa să ne ajute Dumnezeu. De îndată ce omul pricepe taina aceasta, așa după cum spunea Ioan Botezătorul, pocăiți-vă, căci nu după multe zile veți botezați cu Duhul Sfânt și cu foc, se ivește o altă lucrare necesară în viața credinciosului, pe lângă debutul vieții, nașterea din nou. Umplerea ființei înnoite, umplerea cu Duhul Sfânt. Dacă înainte inima omului, mintea și viața fusese plină de păcat, acum fiind golită, făcându-se curățenie, viața omului este goală și trebuie umplută cu ceva sfânt. Aici intervine botezul în sau cu Duhul Sfânt, cu fundarea în Duhul Sfânt. Sunt două expresii în Scripturi care se completează una pe cealaltă. Una afirmă că oamenii sunt umpluți și asta ar fi dovada umplerii interiorului. Cealaltă este dovada exteriorului, a manifestărilor, a lucrării. Și este scris că oamenii sunt îmbrăcați. De fapt, ce se întâmplă? Este ca și cum ai lua un vas, iei capacul de pe el și îl introduci într-un recipient cu un lichid, acel vas mic se umple și pe dinăuntru și evident că este și pe din afară încorporat în noul lichid. Așa suntem noi. Cufundați în Duhul Sfânt. De fapt, expresia biblică corectă este că noi trebuie să avem nu doar o imersiune în apă, să fim cufundați. În apă numai pe din afară ne udăm. Nu înghite nimeni apă, numai din greșeală, dar n-are niciun efect spiritual, nici măcar vreo conotație. Dar în Duhul, efectiv, suntem cufundați, are loc o imersiune și omul este umplut și spalat pe dinăuntru și pe din afară. Acesta e, de fapt, adevăratul botez în Duhul Sfânt, când omul este cufundat. Atunci este umplut, este inundat. Asta se va vedea în toate compartimentele ființei sale, el este înmiresmat. Iată vreo două, trei texte care dovedesc aceasta. Chiar din Vechiul Testament se făceau referiri de genul acesta în Isaia, în Exod 31, mai întâi, este scris cu ocazia binecuvântării lui Bezaliel pentru a face prin Duhul diferite lucrări, scrie aici în 31:3, l-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu. Și de îndată ce el vorbea, îi veneau idei cum să facă obiectele pentru cort. Avea un râu, așa cum spunea Domnul în Luca, în Ioan capitolul 7, 37-39. Un râu care curgea din el, era umplut de Duh. La fel scrie în Noul Testament, în Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 31, nu doar inițial în ziua rosalilor, ci și după aceea, după ce s-au rugat, ei s-au cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Umpluți și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Și pentru a vedea cât de puternică trebuie să fie cufundarea aceasta, vă citesc din Efeseni capitolul 3. Pentru că mi se pare mie că în vremea noastră
În viața unora sau unora așa li se pare că această cufundare în Duhul Sfânt este doar așa, să dai cu degetul, să te stropească așa și să se usuce repede după aceea. Efeseni capitolul 3, de la versetul 16. Și rog ca, potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru, așa încât Hristosul locuiască în inimile voastre prin credință, pentru ca, având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, o dimensiune, lungimea a doua, adâncimea a treia și înălțimea a patra, și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți, rețineți expresia aceasta, sintagma asta, plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Acesta e scopul lui Dumnezeu cu fiecare individ. Asta nu e scris numai pentru apostoli, ci pentru biserica din Efes care începuse să crească spre maturitate. Plin de toată plinătatea, cufundați în Dumnezeu, în Duhul Sfânt. Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, cred că asta e cazul și la noi. Uneori nu gândim și alteori nu cerem, sau de amândouă. Să facă Domnul mai mult decât pricepem noi. Să ne dea pricepere să înțelegem aceste dimensiuni spirituale la care ne cheamă. Și apoi a Lui să fie slava în biserică, în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Și rămânând în Efeseni, citesc și din capitolul 5, unde apare exprimată concret nevoia umplerii. Versetele 17 și 18. De aceea nu fiți nepricepuți. Și uneori există o nepricepere în privința aceasta. Se luptă unii să vorbească două, trei cuvinte în altă limbă și asta este o nepricepere și ajungem un chimbal zângănitor în loc să ne luptăm pentru o cufundare și o umplere în Duhul Sfânt. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. De fapt, este ceva normal pentru un om care ajunge să fie născut din nou, care a dat de gustul noi vieți. Și a înțeles ce spune Domnul în Psalmul 34 și apoi în Petru, gustați, sau dacă ați gustat în adevăr, dați-vă drumul, scufundați-vă, adânciți-vă sau înălțați-vă, lărgiți-vă, lungiți-vă, în orice direcție am luat-o este aceeași idee. Adică o minte înnoită vrea să trăiască după Duhul. O minte înnoită nu mai are dorință să trăiască după fire. Este un chin să o aduci înapoi la robie. Un om care a gustat libertatea, numai dacă își pierde mintea sau dacă va cădea prizonier, mai poate accepta o stare de robie. Odată ce am fost izbăviți în urma ispășirii, am fost sfințiți și mintea ne-a fost luminată, e normal ca omul să dorească să trăiască prin Duhul. Nu este o forțare, este ceva natural pentru omul din lăuntru. Asta zice Pavel, după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Că noi avem probleme cu firea pământească este altceva. Dar dacă nici minții nu-i place, atunci cum să-i placă întregii ființe? Dacă mintea nu înțelege, dacă îi explici cuiva că anumite lucruri sunt lumești, păcătoase, și el nu realizează, le vede ca niște constrângeri, că Dumnezeu așa vrea să ne călugărească și ne ține închistați în știu eu ce forme prea riguroase, atunci n-ai cum să realizezi spiritualitatea în acel om. De exemplu, dacă o femeie nu iubește un bărbat, de ce mai spun eu să nu cumva să te gândești la alții? Nu-ți fie dragi alții, să nu cazi în imoralitate. E săraca va sta cu el acolo că e încuiat în casă, știi? Și știe că n-are voie să uită în buletin că e pe numele lui și numai nu-i place. Dar dacă e drag,
bărbatul. Părinții au trimis-o de acasă sau s-a dus de drag cu el. Așa este un om care a prins gustul lucrurilor sfinte. Potrivit noului legământ, noi aparținem lui Dumnezeu, îi devenim ca o logodnică, o mireasă, este în perspectivă o soție, își dorește așa ceva. Că nu întotdeauna, păstrând de exemplu, o fată știe ce îi place unui băiat, poate mai greșește, dar are acea dorință marcantă să intre în voie datorită iubirii. Și îi va învăța regulile cum trebuie să le învățăm și noi pe al lui Dumnezeu, dar le va face din plăcere. Pentru că e o mare diferență în a ști și a nu vrea să faci, sau a nu ști, dar să ai dorința să faci. Duhul lui Dumnezeu pune mai întâi în noi voința, dorința și apoi înfăptuirea. Iată ce este scris despre cei care doresc să trăiască după Duhul. Citesc din Romani, capitolul 8. Începând cu versetul 1. Așadar, nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus, despre care vom vorbi mai târziu, m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Eu sunt de acum un om liber, care nu mai sunt dator firii, și am șansa să trăiesc altfel, îmi doresc. Vreau să fiu umplut, vreau să fiu stăpânit, condus, călăuzit. Vom mai reveni la Romani 8, dar acum, rămânând în mod etapizat la ideea aceasta, citesc din 1 Petru, capitolul 4, de la versetul 1. Rămânând la ideea că un om născut din nou, care deja și-a dat seama de nou legământ, de noua noastră șansă, este marcat de o dorință profundă de a trăi prin Duhul. De aici, setea lui de cuvânt, dorința lui după frățietate, după părtășie. 1 Petru 4 cu 1. Astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Adică un om care, de exemplu, a fost răstignit ca Domnul Hristos, nu mai poate păcătui. Noi suntem răstigniți doar în mintea noastră, față de lume, și vrem să trăim altfel. Ca tâlharul care a zis, Doamne, vreau să trăiesc în împărăția Ta. Pentru că în vremea care mai rămâne de trăit în trup, de momentul pocăinței până murim, să nu mai trăiască după poftile oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Să o căutăm, să o dorim. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit și enumeră aici stări păcătoase. Deci ei, oamenii se și miră, cum de acum vrem să trăim altfel, pentru că ei nu pricep. Cum spunea Domnul în Ioan, capitolul 16, lumea nu poate să-L primească pe Duhul, nu-L înțelege, ei nu își dau seama de aceste realități, n-au nicio pricepere duhovnicească în privința aceasta. Dar noi îl înțelegem, ne arată păcatul, zicea Domnul aici în Ioan, și ne călăuzește în adevăr. Doamne, ajută-ne să pricepem mai întâi. Vreau să observați dacă ajută într-un fel felul în care le-am aranjat, dacă nu, Domnul să vă dea lumină că poate. După ce omul îi se deschide mintea, el trebuie să dorească. Nu este normal să obligăm frații, de exemplu, să vină la rugăciune, să vină să stăruiască în rugăciune. Este o dorință legitimă. De aceea, Duhul Sfânt, în textele ce le voi citi și vom vedea, sunt diferite situații, a fost oferit și oamenii au fost umpluți în urma rugăciunii. Ce-i de fapt rugăciunea în privința aceasta? E dorința omului ca să trăiască după Duhul. E foarte greșit să ceri Duhul Sfânt doar așa, că altfel nu-s mântuit. Dar dacă mai prind încă un tichet și o să vorbesc în alte limbi, atunci am șanse de rai.
Dorința de a veni la stăruință trebuie să fie dorința de a trăi prin Duhul. Adică ți este lehamite de felul de viață lumesc, păcătos. Și îți dai seama că singur nu te poți călăuzi. Și zici, Doamne, umple-mă că aș vrea să trăiesc în părtășie cu Tine. Eu aș vrea să Te ascult. Umple-mă că vreau un nou stil de viață. Nu mai vreau vechiul mod de a îmi trăi zilele. Iată cum spunea Domnul Iisus, începând din Luca 11, vă citesc, despre felul în care trebuie să ne rugăm să primim Duhul pentru a trăi prin Duhul. Luca 11, citesc de la versetul 9. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Fiindcă oricine cere capătă, cine caută găsește, cel ce bate se deschide. Și Domnul singur a tras concluzia, să nu o trag eu, să forțez textul. Deci, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Cu ce scop? Scopul aminteam, îl vom desfășura în viitor. Dar formula sau metoda, la cerere. Îl cerem ca să nu mai trăim după îndemnurile firii, îl cerem ca să trăim în noul mod de viață și ca atare în urmă vom fi și sluji, așa cum se cuvine. Și Domnul Iisus a primit Duhul pentru împuternicirea în lucrare, tot în urma rugăciunii, așa este scris în Luca la capitolul 3, versetul 21. După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus și pe când se ruga, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a pogorât peste el în chip trupesc ca un porumbel și din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Observați un fiu prea iubit ce își cere din cer? Să vină Duhul peste el. Adaug câteva texte din Cartea Faptele Apostolilor pentru întărirea și clarificarea noastră. În Fapte 1 cu 14 este scris că toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri. A venit Duhul Sfânt, cum știți, la ziua cinzecimii. Apoi 2 cu 42, ei stăruiau printre altele, de acum rețineți, sub puterea Duhului Sfânt, că n-ar fi corect să stăruiesc până vine peste mine și apoi să mă domolesc. Cei care stăruiesc numai până la botez, e dovadă că n-au înțeles pentru ce au stăruit. N-au știut ce cer. Este ca și cum ar fi o fată care ar cere numai să se vadă și ea mireasă într-o zi. Și să se roage într-una să fie și ea mireasă. Și după aceea când soțul care a crezut-o și a luat-o pe bune și de drept că vrea să fie o soție fidelă, după cum a zis în fața altarului, constată că nu e mai atât de doritoare pentru el. Cam așa cred că va constata Dumnezeu în dreptul unora. Am crezut când cere Duhul Sfânt că vrea să-mi fie atașat și va fi tot atât de doritor. Dar uite că s-a domolit, adică doar vrea să aibă scris în buletin numele meu, doar vrea să aibă drepturi, dar nu slujește cu aceeași pasiune, nu mă dorește la fel. Ei stăruiau. Mai departe citesc tot din Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetul 14, unde vedem că din nou număr mare rugăciunii s-a primit Duhul Sfânt. Citesc de la versetul 14 cum apostolii s-au deplasat în Samaria și scrie în versetul 15, s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu se pogorâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Nu cred că a fost o rugăciune cu care samaritenii n-au fost de acord, adică să spună, noi suntem mulțumiți numai cu ceea ce am dobândit până acum. Cred că a fost o dorință normală, naturală. Și de asemenea adaug Fapte 19, unde ei declară, adică ucenicii lui Ioan, că n-au auzit despre un Duh Sfânt, și scrie apoi în versetul
6, când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pocorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Asemănător altor situații. Aș vrea să înțelegem vis-a-vis de umplerea cu Duhul Sfânt, pentru că nu vom merge la un alt capitol. Rămâne la atât pentru seara aceasta, nașterea din nou și umplerea cu sau în Duhul Sfânt. Când Duhul Sfânt ne umple, preia controlul ființei umane și credinciosul nu mai este stăpân pe sine, ci Spiritul Sfânt îl conduce. Astfel face posibil închinarea în Duh și în adevăr. Astfel se împlinește ce spunea Pavel, că noi nu mai suntem ai noștri. Noi am fost cumpărați, trupul nostru a devenit templul Duhului Sfânt și Duhul Sfânt face slujbă în el. Lui aparțin toate camerele ființei noastre, toate compartimentele vieții noastre, că ne-a umplut și de acum stăpânește. Dacă lăsăm să o facă, dacă nu, el va trăi așa ca și un soț care el proprietar acasă și celălalt e străin, știu eu, sau e noră, e ginere. Și încet, încet îl scoate, tot îi bagă de vină, îl restricționează, îi spune, vezi, asta e casa mea. Și într-o zi îl dă afară, spune, aici eu sunt proprietar. Așa se întâmplă cu Duhul Sfânt din viața noastră, dacă nu-L lăsăm să ne stăpânească, să ne controleze. Iată ce scria Pavel, revin la Roman, capitolul 8. Citez la versetul 9. Voi însă nu mai sunteți pământești. Adică nu mai sunteți oameni ca ceilalți de lume, ci duhovnicești. Cum? Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. E foarte normal. Adică dacă nu-i templul lui, dacă nu este stăpân și nu comandă, nu execută în noi ceea ce îi place, cum să fim ai lui? Este ca și cum mi-ar spune mie cineva, știi că o casă de pe strada Constantin Brâncuș, de la numărul 42, este a ta. A mea? Eu n-am cheie de acolo. Eu nu pot permite în seara asta să mă duc, să intru în care cameră vreau acolo. Cum să fie a mea? Dacă e a mea, atunci dăm cheile. Și am dreptul să-mi pun în fiecare cameră ce vreau, să iau ce vreau, să introduc pe cine vreau și să lucrez ce vreau acolo. Doamne, ajută-ne să te lăsăm ca stăpân al nostru. Există în teologie, în mod special în Occident, o teorie năstrușnică potrivit căreia Domnul Hristos poate să ne fie mântuitor, dar nu și Domn. Adică El ne mântuiește, dar nu trebuie neapărat să devină și stăpân al vieții noastre. Putem rămâne noi proprietari și șefi, ne conducem cum vrem, dar El este dator să ne mântuiască, sau cu alte cuvinte, oricum ne-a mântuit prin ceea ce a făcut. Apostolul Petru spunea foarte clar, vorbind cu ocazia prezenței Duhului Sfânt la Ierusalim în ziua cincizecimii, citesc din Fapte, capitolul 2, versetul 33, și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu, a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt și a turnat ce vedeți și auziți. Versetul 36. Să știe bine dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi, le spunea El evreilor. În aceste condiții, El ne îmbracă. Intrând în camerele vieții noastre, schimbă toate. Va da jos posterile de pe pereți cu imagini lumești, va pune versete din Biblie, va schimba tot peisajul din camere. Va pune pe masă Scriptura, ar spune, schimbă tot ceea ce este în viața noastră.
Noi nu vom mai putea să ne rezervăm dreptul să facem ce vrem. Dumnezeu este stăpân absolut. Întreba el prin profetul Maleahi, dacă sunt tată, unde-i cinstea? Dacă sunt stăpân, unde-i teama? Ascultați-mă, dacă vreți să vă controlez, să fiu Dumnezeul vostru, dacă vreți să vă îmbrac, atunci se va realiza ceea ce vă citesc din Coloseni, capitolul 3. De la versetul 9. Și puneți-le acestea două care le-am studiat în această seară, nașterea din nou și umplerea cu Duhul Sfânt, una lângă alta. Ele, de fapt, sunt legate. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. Și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință, după chipul celui ce l-a făcut. Versetul 12. Astfel, dar ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă. Și urmează procesul sfințirii și învrednicirii noastre cu calități dumnezeiești. Cu îndurare, bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare. Ce sunt astea? Roadele Duhului Sfânt. El ne echipează. Duhul Sfânt în mintea noastră, când nu ne lăsăm convinși, lucrează ca și cum ai vrea să lămurești pe cineva. Se pune a spune cu noi la masă și cum spunea cineva, eu văd în mine doi oameni și de fapt nu sunt doi, dar uneori sunt reprezentate două ideologii și parcă negociem să fac asta, să nu fac, accept, nu accept. Se pune cu noi la masă și ne convinge, de ce ești rău? Iar ai fost mânios? Vreau să te lămuresc, să nu te mai mâni niciodată. Dar cum, Doamne? Și ne spune mâna și pe mine, stăpân, când o să vină vecinul, nu spune acea istorioară foarte plastică, cum astea acel copilaș, că dacă vine satan la ușă, îl trimit pe Domnul Iisus. Și Duhul Sfânt spune, lasă-mă pe mine la cârmă, comand eu, conduc eu discuția. Dar noi vrem să o luăm înainte. Și iară facem greșeli, și iară păcătuim. Dacă ne îmbracă și ne umple, atunci noi trebuie să tăcem, ca și evrei în fața Erihonului, până când ni se spune, acum strigați. Când o să strigăm prin Duh și o să vorbim, o să fie totul foarte bine. Mai fac o singură precizare vis-a-vis de umplerea cu Duhul Sfânt. Pentru că există uneori interpretarea că un om moral, pe fața și în viața căruia se vede o pocăință, am spune că este un om plin de Duh. Vreau să observați din Scripturi că dovada, manifestarea prezenței Duhului Sfânt este spontană, ea poate fi unică sau repetată. Întâlnim în Scriptură oameni care, fiind plini de Duh, au prorocit. O scrie după aceea, n-au mai prorocit. Dar sub o formă sau alta, prezența Duhului Dumnezeu într-un om trebuie să se manifeste printr-un fenomen supranatural, rețineți, destinat edificării spirituale a omului. Deci Dumnezeu tot ce face, face spre zidirea noastră, spre formarea noastră. Dar trebuie să apară un fenomen supranatural, ca dovada prezenței Duhului Dumnezeu în om. Eu am făcut și în alte împrejurări comparația aceasta. Toată lumea zace în cer rău, este scris, 1 Ioan 5 cu 19. Toți cei care se îndreaptă spre Domnul sunt deja sub o călăuzire, sub o influență a Duhului Sfânt. Dar toată lumea e îndrăcită. Nu, numai unii. Pe ce se văd că sunt demonizați? Ei rup cătușe, alții au descoperiri supranaturale, paranormale, vrăjitori, alții se manifestă îngrozitor. Și atunci, dintr-o dată, îți dai seama, ăsta nu e mai un om lumesc obișnuit, ca să nu zic normal. Este un om stăpânit de un duh rău, la fel în partea spirituală. Vezi că vine la biserică, e cu minte, e cu răbdare, e blând. Măi, ăsta e sub influența Duhului Dumnezeu. Dar dacă este umplut de Duh, trebuie să se vadă de ceva deasupra acestei linii umane. O profeție, o vorbă în altă limbă. Cum zice în Marcu 16, vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Un semn. Așa ne arată Scriptura și vă citesc ca să o lăsăm să vorbească. Iată ce scrie în Marcu
în referința amintită, versetele 17 și 18. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Nu le știți. Vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerp, dacă vorbea ceva de moarte nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnav și bolnavii se vor însănătoșa. Semne. Iată exemple practice, aici pe aproape. Luca, capitolul 1, versetul 41, în continuare. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, s-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. I-a strigat cu glas tare, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul pântecului tău. Ce e asta? O profeție. Versul 67. Zaharia, tatălui, s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis. Deci este ceva normal. Ca un om plin de Duh să aibă manifestări care să-l dovedească. Așa am citit, dacă vă amintiți cu câteva minute în urmă, din Fapte 19:6, de îndată ce Pavel și-a pus mâinile peste ei, au prorocit, au vorbit în alte limbi, se petrec diferite lucrări supranaturale dumnezeiești, toate cu scop de zidire. Elisabeta, când s-a umplut de Duhul Sfânt, n-a prorocit ceva la întâmplare, ceva ce n-avea de-a face cu problemele lor. Nici Zaharia, nici ceilalți, pentru că cei din ziua cincizecimii vorbeau lucrurile minunate ale legii lui Dumnezeu. Deci Duhul Sfânt nu face senzație sau spectacol. Și tot ce face este cu scopul ajutării, perfecționării, desăvârșirii oamenilor. Așa cum zice în Evrei, capitolul 2, citez de la versetul 4. Dumnezeu întărea mărturia lor. Acesta e punctul ultim ce îl afirmam. Cu semne, puteri și felurite minuni. De unde astea? De la Duhul Sfânt. N-am amintit noi acum o săptămână că toate semnele din Vechiul Testament aparțin Duhului Sfânt? Deci tot ce a fost supranatural, victorii deosebite în războaie, minuni, toate aparțin Duhului Sfânt. Oriunde el a fost prezent, rămâne cu aceste două lucrări prezentate și aici. Prima este să-i facă pe oameni să înțeleagă redactarea Scripturilor și a doua, minunile care însoțesc lucrarea lui Dumnezeu. Pentru Dumnezeu, dacă vreți, nu-s minuni, numai pentru noi sunt minuni, pentru el e ceva normal. Duhul lui Dumnezeu face ceva ce e specific Duhului lui Dumnezeu. Noi suntem ca niște copii. Copiii ce pot să facă? Ceva pe mărimea și puterea lor. Dar când îl preia un om mare, face ceva ce e specific unui om mare. La fel, când Duhul Sfânt ne ia în primire Duhul lui Dumnezeu, face ceva ce e normal pentru Dumnezeu. N-ar fi normal să spun că eu sunt cufundat în Duhul Sfânt, Duhul Sfânt e peste mine, dar eu sunt tot numai un om. Și pot să fac tot numai cât face un om. Atunci sunt eu om. Dar este Duhul lui Dumnezeu. Așa cum scrie aici, cu felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Și diavolul, cum aminteam, face la fel. Are filozofie pentru oameni, adică concepte, dar are și miracole, semne, cu care vrea să ajute acele filozofii. Și lucrul acesta va fi cu atât mai pregnant în vremurile din urmă. Să recapitulăm și ne oprim aici. Duhul Sfânt a fost foarte activ în Vechiul Testament. Și-a prevestit, deși era o taină, că vine vremea unui nou legământ în care Duhul să se implice mai puternic, nu doar în profeții ce au scris Scriptura, ci la nivelul fiecărui om să înțeleagă Scriptura, dintre toate neamurile. Să o scrie în minte, să-l facă să o priceapă, că nimeni nu poate pricepe fără Duhul Sfânt. Dar acesta nu e un scop doar așa singular, ar fi ceva prea parțial, prea puțin. Să vină Duhul Sfânt să ne spună, oameni buni, vedeți că este rai. Uite, vă dau adresa, merge singuri.
Duhul Sfânt vine și ne adună așa, la nivel de adunări, se ocupă de fiecare și spune, eu mă ocup de voi. Eu vă preiau, vreau să vă conduc, să vă călăuziți, numai eu vă pot duce în rai, ne spune Duhul Sfânt. Voi nu vă descurcați singur, niciunul. Dar trebuie să-mi dați comandă de plină. Să vă călăuzesc în tot adevărul și fiindcă am nevoie de voi să lucrez, vom vedea în lecțiile viitoare, voi face și diferite lucrări supranaturale. Astea sunt o dovadă, pe lângă dovada trăirii, că este noi, este activ și lucrează. Ne rugăm ca Domnul să desăvârșească nașterea din nou în fiecare. Și apoi să realizeze marea minune care și-o dorește Duhul Sfânt. Să fim umpluți, să fim doritori să ne umplă și să ne călăuzească. Că doar oameni la număr avem și creștinii statistic trec de 1 miliard spre 2, dar mă întreb eu, oare are Duhul Sfânt umpluți măcar câteva sute de milioane? Poate 10? Nu știu, nu mă pronunț. Câți are umpluți? Adică duhovnicești. Ceilalți? I-a tangențiat, i-a atins cândva, suflat peste ei, au avut și ei o întâlnire, dar nu sunt ai lui. Duhul Sfânt are numai atâția pe care îi poate controla. Fie vii, fie morți, pe ăștia înviază, să ai lui, îi stăpânește, îi călăuzește, lucrează prin ei, cât despre ceilalți. Ca și cei ce s-au întâlnit cu Domnul, au mâncat din pâini sau din Vechiul Testament, au fost botezați în nor și în mare, dar n-a fost Canaanul pentru ei. Noi însă vrem să fim mântuiți. De aceea Duhul Sfânt să ne ia în primire și să ne ducă până în Sfânta Lui împărăție. Amin.